Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii. Suntem în căutarea stării de bine și astăzi o am alături pe Oana Totora, alături de care vom discuta despre cum să ne găsim un partener de viață. Trăim vremuri în care singurătatea parcă este promovată așa pe toate canalele, ni se cere să ne distanțăm social. Și mi-ar plăcea împreună cu Oana să explorăm ideile care ne pot ajuta să omorâm cumva așa singurătatea. Bine, ea este utilă pe de-o parte, dar pe de altă parte, pe termen lung, ea poate provoca stări de depresie, anxietate. Și sper să avem o discuție foarte interesantă alături de Oana. Bine ai venit, Oana! Bine te-am găsit, Simona! Bună ziua tuturor! Aș vrea să te întreb ce faci tu, cum ajuți tu oamenii vis-a-vis de singurătate, că știu că faci ceva foarte, foarte interesant. Simona, eu sunt matchmaker personal, altfel spus pețitor model, iar proiectul pe care îl gestionez, asta face, aduce oameni împreună și îi susține pentru a construi povești frumoase și sănătoase de iubire. Practic, lucrăm doar cu și pentru persoane pe care le cunoaștem direct, pentru că atâta timp cât cunoaștem o persoană și nu știm cine este, ce își dorește, nu ne putem asuma o recomandare și nu putem să facem potrivirea. Și pornind de la fiecare în parte, potrivim, selectăm, recomandăm potențiali parteneri, potențiale profiluri. Asta mi-aduce cumva aminte din perioada în care eu lucram ca și recruiter. Aveam o companie de resurse umane și am și lucrat ca manager de resurse umane într-o companie multinațională. Cum ți-a venit ideea? Pentru că clar seamănă foarte mult cu zona asta de recrutare. Este foarte bună observația și pertinându-și la obiect. S-a pliat foarte bine cu expertiza mea. Mi-am pus întrebarea ce știu să fac. Și m-am întrebat dacă pot să aduc conceptul cu aceleași instrumente, aceleași metodologie, aceeași aplicare din recrutarea personală, profesională în recrutarea personală. Deci, practic, din recrutare profesională în recrutare de inimi. Și culmea s-a potrivit și asta fac doar cu o turnură mult mai emoțională și mult mai personală. Iar cumva stimulii, să știi că mi-au venit tot din mediile în care lucram, pentru că în jurul meu aveam oameni single și când vorbeam așa de una, de alta, unde e fiecare în viața lui și întrebam, ok, dar tu de ce nu ești acasă și nu ești cu cineva? Ei îmi spunea, ok, dar tu nu vezi câte ore lucrezi? Unde vrei să cunosc pe cineva ca mine, în afară de birou? Este, practic, un business pe care l-ai început încetul cu încetul în timp ce te ocupai de zona asta de recrutare sau, la un moment dat, care e povestea? Nu, cu pe cur, cum spun francezii, am tăiat, am închis un capitol, în capitolul de parte de consultanță și de parte de corporate și am zis, e momentul să încep pe cont propriu. Și atunci m-am analizat foarte bine, mi-am măsurat forțele și am simțit că asta vreau să fac. A fost o decizie, cred că mai mult din instinct decât dintr-o rațiune extrem de planificată. Și m-am dedicat 100% proiectului și de 11 ani în continuare sunt implicată cu toate forțele și cu toată inima și cu toată energia aici. Da, eu mor de curiozitate să aflu dacă ai avut, nu știu, 1, 2, 3 clienți la început, poate a fost cel mai bun, fiind cel mai bun prieten ai tăi, poate a fost o chestie care te-a interesat pe tine în mod personal. Cum a fost primele experiențe? Nu lucrez cu prietenii. Asta este o regulă de bază. Conjunctura și atașamentul cumva te face să nu mai vezi anumite lucruri. Și am încercat, am testat, la un moment dat am plecat așa degetul și am văzut că nu pot să văd lucrurile cu claritate. Primii clienți au fost persoane care trăiseră în afară, care cunoșteau conceptul de matchmaking din alte țări, gen Canada, gen America, și atunci erau deja pregătiți mental. Și expații care iarăși trăiau aici, dar erau familiarizați cu astfel de culturi din alte părți. Deci cumva ei au fost cei care au venit primii către noi. Și la început, recunosc că am vânat, ca și în recrutare, destul de mult. Adică am pus mâna pe telefon și am sunat. Uite, știu de tine, hai să ne cunoaștem. Posibil să știu pe cineva pentru tine. Și am făcut efortul ăsta susținut timp de 2 ani de zile. Da, mi se pare interesant că ai început fix cu expații, pentru că dacă e să mă gândesc la mine, să mă gândesc la oamenii pe care eu îi cunosc, dacă e să mă gândesc la mentalitatea românilor, cred că ar fi destul de multă jenă, pudoare acolo în spate.
Da. M-am lovit de asta la început, recunosc. Erau și prejudecățile asociate cu ce însemnau agențiile matrimoniale și faptul că era acel export de domnișoare în afară. Era preconcepția cu calitatea oamenilor care se îndreptau către astfel de servicii, cu ce spune lumea, cu ce o să creadă prietenii despre mine, dar de ce eu nu sunt capabil să găsesc pe cont propriu. Cumva, eticheta de a fi single este una greu de dus. Indiferent ce faci și ce nu faci, din start, societatea noastră te privește puțin ca și când ceva e în neregulă cu tine dacă nu ai găsit pe cineva și dacă n-ai făcut-o pe cont propriu. Există această așteptare că trebuie să te descurci singur. Și atunci oamenii ezită în a aborda proactiv și în a căuta soluții și cumva se întreabă, dar ce fel de oameni vin către tine? Bine, răspunsul e foarte simplu. Dacă tu ai ajuns la aici, evident că sunt o mulțime ca tine. Deci, dar, într-adevăr, reticența a fost foarte mare acum 11 de ani. Am simțit-o, o simțeam așa, venea ca un bloc către mine. Încet, încet s-au relaxat lucrurile și au apărut stimul și din alte zone. De exemplu, acum am spunea cineva că există un documentar pe matchmaking în India și că l-a urmărit pe un canal care acum se practică foarte mult în pandemie. Și a aflat de concept și a zis, ok, ia să vedem dacă există și în România. Și cumva au apărut și tot felul de emisiuni și de show-uri în care e clar că deschiderea încet, încet s-a construit. Ce-i drept, recrutarea profesională ca și reper, pentru oameni e o zonă de confort, pentru că e ceva ce ei știu, e familiar pentru ei, e ceva ce au încercat. Și atunci zic, ok, dacă e același lucru în profesional, ar putea să fie același lucru și aici. Și încet, încet, după ce depășesc bariera aceea și sunt sigură că își duc multe lecții cu ei până ajung la mine și spun multe lucruri, dar din momentul în care au făcut pasul, lucrurile vin mult mai natural. În momentul de față sunt mai mult clienți expați. Cam care este procentul? Sunt curioasă cum au evoluat lucrurile de acum 11 ani până în prezent. Să știi că față de început, când într-adevăr erau expați mulți, acum nu mai. E un procent extrem, extrem de mic. Nu mai e de departe focus. Majoritatea sunt, de fapt majoritatea, 99% sunt persoane din București. Cu studii superioare, aici e un criteriu minim obligatoriu, dar de departe insuficient. Cu stabilitate socioprofesională, la fel, un criteriu esențial, dar de departe insuficient. Și alte lucruri care vin în profil. Lucrăm pe București pentru că avem nevoie de acea conexiune directă, iar oamenii ne spun că vor pe cineva din proximitate și datorită stilului de viață și datorită eforturilor pe care sunt dispus să le facă și automat am rămas în zona asta. Recunosc că am testat și țara și am încercat să abordez și alte orașe, însă foarte interesant, n-am avut aceeași deschidere ca în București. Pentru că aici se pare că totuși mentalitatea e alta. Da, și probabil că atâta timp cât există clienții în București... N-a fost nevoie, dar m-a interesat specific din perspectiva femeilor care veneau către noi din țară. Și uite, e un fenomen interesant. Veneau femei din diferite orașe mari, Timișoara, Cluj, Constanța, Brașovul luăm de obicei, pentru că ei sunt foarte mobili și au conexiuni deja cu Bucureștiul de cel mai multe ori business. Și am vrut să văd, ok, dar de ce vin doar femei și nu vin bărbați către noi din țară? Și ceea ce îmi spuneau și ele și ceea ce am constatat și eu este pasivitatea la nivel de acțiune a bărbaților din alte zone. Aici sunt ceva mai proactivi în București, sunt mai implicați. Și automat a fost o barieră dezechilibrată între ce puteam să ofer și, drept urmare, nu am mai depus eforturi în direcția aceea. Da, acum pentru că vorbești despre femei și bărbați, care este ponderea? Mai mult accesată serviciile tale femeile sau bărbații? Depinde de segmentul de vârstă și o să fiu cumva brutal de francă și de direct aici. Sunt niște segmente sensibile și cumva este o inechitate pentru femei în special. Și aici cumva inechitatea, nu știu cât de multe, își dau seama, dar începe de undeva de la 38 de ani. Și de la an la an devine din ce în ce mai greu. Undeva după 45 devine deja dureros. 50 e un segment super problematic. Pentru că ei, dacă sunt verzi, sunt în formă, sunt activi, ei încearcă să-și potențeze masculinitatea a la lung și atunci nu se îndreaptă în segmentul lor de vârstă. Deci, după ce alternativele lor sunt mai puține, ei nici măcar nu aleg din acel segment, se duc un segment de vârstă mai jos. Și de aici este cumva dezechilibru. Deci, putem să avem alternative, dar nu e suficient să avea alternative dacă tu știi că unii cer ceva și unii cer altceva. Și e vorba de aliniere. Undeva până în 35-38 lucrurile sunt destul de echilibrate. Nu se simte ceva, să simți că e inechitabil. Dar din punctul ăsta
Încep să fie. Și iar eu nu ascund asta femeilor, le spun direct, ca să știm exact de unde pornim. Și ce faci în situația în care există o femeie de 54 de ani, să spunem, și nu găsești în București? Cum derulați mai departe procesul? Sunt prudentă, cum îți spuneam, pe segmentul ăsta de vârstă. Noi lucrăm ca și proiecte active, adică ne asumăm să selectăm, să recomandăm, doar dacă ne măsurăm forțele și simțim că putem face ceva. Dacă nu, prefer să spun am limite, te am în vedere și știu de unde să te iau când apare o pistă. Deci mă angajez și ne angajăm în proiecte de selecție, potrivire, recomandare, căutare, doar dacă simt că pot realmente să am un acord. Altfel, cunosc persoana, o am profilat în baza de date și pot să vin la ea peste 3 ani. Sunt clienți pe care i-am ieșit după 3-4 ani de când i-am cunoscut. Nu s-au supărat. Probabil așteptarea lor era alta când au venit către noi. Dar se pot întâmpla și astfel lucrurile. Bine, noi vorbim acum foarte teoretic, vorbim ca și tendințe, dar vorbim în esență de excepții în fiecare segment de vârstă, pentru că la fel de bine pot să fie clienți până în 40 de ani care nu se meciuiesc, deși au toate premisele, și la fel de bine am avut clienți în segmentul 50 plus, 60 plus, ceea ce e un segment, o nișă extrem de mică, care s-au meciuit. Ok, nu se meciuiesc într-o lună, două, trei, dar s-au meciuit într-un 9 luni, într-un an jumătate. Deci, depinde foarte mult de un cumul incredibil de mare de factori. În momentul de față și mă căutați așa în mod activ în piață sau vă bazați doar pe ceea ce este în baza de date? Adică vine cineva la voi și îi ceră pe făt frumos, care să fie super mega deștept, care să fie și musculos, să aibă și o anumită situație financiară, să fie și super amuzant, dar deci nu prea pe Mr. Right. Perfect. Nu există în baza de date. Ce faceți în situația aceasta? Aici ai ridicat un subiect foarte interesant. Bun, în primul rând trebuie să lucrăm pe profilele reale, palpabile, coerente, fără disonanțe, fără utopii, fără profilul adus din Hollywood, din cărți, din filme și coborât în România. Profilul de român e un profil specific și de bărbat și de femeie. El nu se va schimba. Dacă cumva până la vârsta de 40-50 de ani nu l-ai cunoscut, n-ai văzut nici măcar o bucățică din el și te întrebi, presupui că există acolo undeva și vrei să vii întrebându-mă pe mine, dar sigur tu-l cunoști, o să-ți spun că nu, nici eu nu-l cunosc. Oamenii vin la pachet cu bune și cu rele. Iar dacă deja experiențele s-au așezat că peste ei, vin și cu anumite bagaje. Eu nu cred că cineva e perfect. Și în momentul în care ceri, trebuie să te ancorezi și într-o realitate a ceea ce este posibil. Ideea de compromis pentru român sună destul de dur, dar e vorba mai mult de acceptare și de toleranță și de ajustare, care are o încărcătură pozitivă, nu negativă. Și de a fi ancorat într-o realitate. Deci dacă vin așa cu o listă interminabilă de trebuie să fie în zodiile 1, 2, 3, să aibă peste 1,85 înălțime, să aibă venituri peste 10.000 de euro pe lună, să nu fie căsătorit până la 40 de ani, să nu fie avut copii, să fie avut relații stabile, dar cred că ai prins ideea unde merg. Ok, trebuie să stăm și să ne gândim. Ai cunoscut realmente pe cineva care să se apropie de ceea ce spui tu? Și am avut o discuție fix pe acest subiect cu o clientă, care la fel a venit cu un set de așteptări interminabil și am întrebat-o direct. Ok, spune-mi, tu ai cunoscut în viața reală pe cineva, așa cum îl descrii tu? Și asta s-a gândit, am un prieten. Și am întrebat, ok, și de ce nu ești cu acel prieten? Păi nu e chiar așa cum vreau eu, că nu este suficient de ambițios, nu e suficient de... Dar se apropie, ok, se apropie, dar nu e. Și de ce nu ești cu el? Păi nu, că e o relație de prietenie acolo. Deci el, dacă ar bifa absolut toate criteriile tale, ai trece peste această prietenie? Păi nu, că nu-mi bifează, de fapt, și de drept. Dar eu totuși cred că există cineva acolo. Și e normal, oamenii încearcă să-și... Când în momentul în care le spui, știi că s-ar putea să nu fie real ceea ce cauți, încearcă să zică, ba da, totuși poate există. Pentru că e normal, vrem speranța aia de care ne agățăm până la capăt și căreia nu-i dăm drumul în niciun fel. E uman, e practic ceea ce aplicăm în toate zonele, nu numai în zona asta. Deci ca să spun foarte direct și să simplific, lucrez acolo unde simt că realmente pot să identific. Unde nu, fiecare e liber să dorească și să ceară ce crede că îi se potrivește, dar nu trebuie, apropo de trebuie, eu nu trebuie să livrez fix ceea ce cere celălalt, dacă nu pot.
Aici cred că ține și de fiecare să aibă așa o analiză bună, personală, pentru că atunci când îți dorești mult prea multe poate la un partener, probabil că există anumite nemulțumiri interioare cu privire la propria persoană. Și oglinda noastră. Este oglinda noastră. Iar prin acel principiu eu merit, pe care îl aud frecvent, ok, poate toți merităm un penthouse sau habar n-am fiecare ce-și dorește, dar realmente trebuie să te uiți, ai buget, îți permiți, ai toată logistica să susțină un penthouse, ești unde e, trebuie în viața ta ca să faci asta. Deci toți merităm în esență, nu e vorba de a merita sau a nu merita, e vorba de ce se potrivește, ce putem duce, ce putem face și cu ce venim noi în relație până la urmă și despre asta e vorba. Și nu mă refer la lucruri materiale aici. Da, cred că mai poate să fie și polul opus în care, pentru că suntem mult prea singuri, poate acceptăm pe absolut oricine în viața noastră doar ca să ne simțim îmbrățișați seara înainte de culcare. Nu știu dacă ți s-a întâmplat ca anumiți clienți să vină fără prea multe așteptări, să intre apoi într-o relație și să fie nemulțumiți tocmai pentru că nu și-au setat așteptările, doar și-au bifat nevoia aceasta de a fi cu cineva. Frica de singurătate e imensă. Este enorm de mare. Sunt multe persoane care îmi spun că voi fi fericit când va fi cineva lângă mine sau când voi găsi pe cineva. Altfel, pe cont propriu, de sine stătători, eu nu pot să-mi găsesc acest echilibru. Și automat, ceea ce nu avem și ceea ce nu putem să ne asigurăm, noi transferăm ca și așteptare către celălalt și ca și speranță că în momentul în care cineva va veni în viața noastră, ne va ajuta, ne va echilibra. Și da, asta duce de multe ori la alegeri mai mult sau mai puțin inspirate, la asta în relații disfuncționale sau extrem de puțin sănătoase, în a face acele compromisuri care deja îți îngrădesc libertatea sau a renunța la bucăți din tine de fiecare dată, iar finalul este același, invariabil. Vine un punct în care zici, gata, ajunge. Îți propun acum și ție și celor care ne urmăresc să citesc din un mesaj pe care cineva l-a lăsat pe un grup de pe o rețea de socializare. Am și o întrebare pentru cei care au reușit să-și facă o relație după divorț. Cum ați întâlnit persoana respectivă? Prin cunoștință, prieten online sau pur și simplu întâmplător? Eu am două joburi, plec dimineața, ajung seara, o sâmbătă o muncesc, deci nu prea ieși și nu văd cum aș putea cunoaște pe cineva. Aș vrea să întreb dacă am putea să trecem așa în revistă, care ar fi zonele în care oamenii pot să cunoască pe viitorul partener de viață. Am înțeles ce faci tu și că ne cauți acei oameni care ni se potrivesc bine în funcție de ceea ce așteptăm și noi și în funcție de cum suntem noi ca și personalitate. Aș vrea să ne discutăm și despre celelalte opțiuni pe care le avem la îndemână și să vedem și care ar fi avantajele și dezavantajele lor. Ok. Acum, Simona, eu cred cu tărie că iubirea nu este un act de intervenție divină și că există acolo cineva pentru noi și ne vom lovi de el pe stradă și mai ales atunci când îl vom cunoaște, sigur vom ști că e acela. Ca și atunci când îți cauți un job, ați căuta un partener, presupune să acționezi, să faci lucruri. Din plasa de țânțar nu intră. Iar acum, în contextul în care ne-am închis toate obloanele, toate ușile, probabilitatea ca ceva să se întâmple fără acțiuni coerente, planificate, a devenit și mai mică. Problema, în esență, când îți cauți un partener, este că nu l-ai în proximitate. Și trebuie să-ți lărgești cercul de cunoștințe, să vezi cum îți aduci oameni noi aproape de tine. Dar să știi că problema asta, unde îl cunosc, nu e una neapărat doar pentru zilele noastre, este dintotdeauna. Și oricând ne uităm de în spate, asta a fost problema. Unde pot să cunosc potențial parteneri? Istoric vorbind, și o să-mi permit să fac o mică introducere, pețitoritul nu a apărut întâmplător. Existau diferite comunități. Dacă ne uităm la comunitatea evrească, la cea asiatică, la japonezi, la coreeni, la indieni, de care vorbeam înainte, care în momentul în care părinții decideau că își doresc un soț, o soție pentru copilul lor, inițiau către pețitor această acțiune, pentru că distanțele erau mari, comunicarea era dificilă, ei erau cei care cunoșteau, puteau să verifice proveniența, educația, calitățile persoanei, averea, că era un parametru pe care nu putem să-l ignorăm, și atunci cum spune, dădeau altei persoane această însărcinare.
Iar sunt foarte mulți rabini celebri care s-au implicat în a facilita astfel de conexiuni, mai ales pentru că ei vreau să-și păstreze valorile și nucleul comunității și să nu se dilueze. Dar dacă ne uităm puțin și mai departe și în tot ce însemna societatea occidentală, medievală, catolică, clerul a jucat un rol important, pentru că erau cei care adunau oamenii în jurul lor, inclusiv ritualul de duminică, de a merge la slujbă, de a te întâlni, de a interacționa. Ei erau cei care cunoșteau firea persoanei, teoretic erau înțelepți și erau creditați în acest fel și automat erau cei care conectau. După care lucrurile au început să se schimbe. A apărut modernismul, noțiunea de a-ți alege partenerul pornind de la valorile părinților, deja a intrat într-un cont de umbră ca și pețitorit și atunci oamenii au început să aleagă acea iubire romantică și a căsătoria romantică, pornind de la atracție fizică și pornind de la sentimentul de a te îndrăgosti. Tehnologia a avut și a un rol extrem de important și automat a deschis tinerilor uși pe care înainte nu le puteau accesa. A ars distanțe, a ars bariere de comunicare. Din punctul meu de vedere, tot ce înseamnă site-uri de dating, aplicații mobile, ele au avut o creștere fulminantă, de-aia sunt atât de multe și nu e întâmplător. Și în continuare sunt un canal extrem de activ și pe care oamenii îl folosesc. Sunt, știu, extrem de puține persoane care n-au trecut așa, măcar tangențial, printr-o astfel de încercare. Bun, dar revenind în zilele noastre, rămâne aceeași întrebare. Unde pot să-l cunosc? O luăm pe variante. Nu există panaceu, nu există unică soluție, există doar alternative. Și este vorba de a încerca în cât mai multe locuri, pentru că nu știi de unde poate să-ți sară nevoie. Și o luăm așa, avem recomandări. Recomandările s-au folosit dintotdeauna, nu este ceva inventat acum. Îmi spunea o clientă că a cerut recomandări inclusiv de la dentist. Foarte bine. Prieteni, colegi, oricine e în jurul tău, toată lumea pe care eu o cunosc cunoaște cel puțin o persoană single. Da, ok, nu o să-ți facă selecție, potrivire neapărat, dar vin către tine persoane noi. După aceea tu decizi ce se întâmplă. Scuze-mă, dar aș vrea să ne oprim aici un pic. Deci, ce fac acum cu toată lumea cu care mă întâlnesc, care mi este cât de cât apropiată sau mă, poate o cunosc de ceva vreme, să-i spun, uite, sunt singură și... ai vreo recomandare și după aceea respectivul mă sună și îmi spune, uite, te poți întâlni cu Gigel, cu prietenul meu și vezi care e așa. Da, ce poți pierde? O cafea, un timp petrecut o oră cu cineva pe care îl cunoști, cu care poate rămâi în alte relații, cu care poate descoperi alte puncte comune. Nu ai ce pierde. E destul de securizată o astfel de întâlnire. Că există o cunoștință comună pe care nimeni nu vrea să o facă de rușine. Deci... Dacă să facem la cazul mai devreme menționat în care persoana era foarte, foarte ocupată, atunci probabil că trebuie să apeleze cumva la aceia care îi sunt apropiați și care o cunosc cât de cât, pentru că altfel e posibil să aibă destul de multe întâlniri care să nu se potrivească. Ce ai ridicat tu, există nuanțe în tot. Sunt persoane, asta cu nu am timp, eu aud de 11 ani de zile și nu s-a schimbat. De foarte, foarte multe ori e o scuză. Și dacă provoc puțin persoana, ei zic, da, știu, e un pretext de fapt și de drept, că dacă era cu adevărat important sau prioritizam, mă făcea timp. Mai sunt într-adevăr și cazuri, ca cel pe care l-ai descris tu, mai ales după un divorț, când te trezești ca și mamă, da, ales dacă ai un copil, cu mulțime de responsabilități, cu toate grijile pe care se le duce, ăla nu e un caz de departe fericit. În situația aceea, îți planifici niște acțiuni mici, nu trebuie să mănânci elefantul din prima, că deja te sperie, bucățele mici de cât poți face, că ai vorbit într-o zi cu cineva, că ai făcut o acțiune, puțin câte puțin. Pentru că există și riscul, dacă nu faci absolut nimic, să uiți de tine și să te duci doar către muncă, casă, copii, ceea ce aud frecvent de la clientele mele, și atunci e întrebarea, dar eu unde sunt în viața mea, eu ce fac pentru mine? Nici măcar un pic, un 5 minute nu mi-acord. Da, nu e un caz fericit, dar nu e imposibil. Mici pași, mici acțiuni, nu știu unde te duc. Dar mai vorbim de subiectul ăsta, pentru că, până la urmă, realmente poți să cunoști pe cineva oriunde, oricând, în orice context, și vorbesc ad literam, nu trebuie să schimbi neapărat stilul de viață sau ceea ce faci. Poți să-l cunoști la coadă când îți iei o cafea, în librărie. Știu exemplu concret de persoană care a abordat pe cineva și oare s-a și întâlnit de câteva ori, în supermarket, la sectorul de igienă intimă. De departe nu era o situație confortabilă pentru ea. Dar oameni faini sunt în jurul nostru. Sunt două condiții aici. Să deschizi ochii și să te uiți. Și știu că e un lucru care poate să pară așa, ok, de la sine înțeles, dar am întrebat clienții. Tu te uiți în jurul tău? Și foarte mulți mi-au spus nu.
merg așa, nu mă uit stânga, nu mă uit dreapta, îmi văd de ale mele, nu sunt atentă, nu știu ce se întâmplă. Și mai e un lucru la fel de simplu, să zâmbești. Oamenii vin către oameni care zâmbesc, indiferent că e mască, zâmbetul se simte, energia se simte, din start înseamnă deschidere. E vorba și de energia pe care o transmitem și de starea pe care o avem. Și fiul meu, dacă nu mă vede zâmbind, mă întreabă, mama, ești supărată? Exact. Nu sunt supărată, dar nu sunt tot timpul cu zâmbetul pe buze. Da. Da, corect. În magazin mai ales, cred că lumea nu stă așa să zâmbească. Nu. Nu. Foarte. M-am uitat la cei care merg în magazin. Mi-aș uita să uită la raft. Nimeni nu interacționează. Da, poți să interacționezi pe un coș de cumpărături și cu cel de lângă sau cea de lângă. Nu trebuie să fie agresiv, nu trebuie să fie neplăcut. Fiecare își stabilește limitele de politețe și de confort. Da, realmente, oriunde, nu poți să faci mare lucru, dar în ceea ce faci pas cu pas, zi de zi, nu trebuie decât să te uiți în jur. E un început de bază. Acum, dincolo de recomandări, mai sunt studii care spun că 40% din persoanele care sunt în relații au avut anterior o relație platonică de prietenie cu partenerul de viață înainte de a trece la nivelul următor. Și revenind la deschide ochii, vezi că poate e în jurul tău și poate îl cunoști, poate chiar pe scara blocului. E un procent mare dacă te gândești. 40% nu e de departe procent. Aproape jumătate din oamenii își cunoșteau deja partenerul de viață. Bun. Acum hai să luăm și puțin și mai practic. Da, lucrurile s-au schimbat, acum știm bine, dar cumva rutinele pe care le aveam dinainte s-au păstrat sau s-au diluat sau s-au redus. Însă, dacă făceai sport, și apropo, hobby-urile, preocupările sunt un liant extrem de bun. Ce poate să fie mai frumos decât ceva ce ne aduce împreună și e comun? Și au existat și sunt extrem de active, mai ales grupurile de sport, unde vin mulți bărbați, crossfit, kayak, ture de bicicletă, ski, drumeții, trekking, hiking, o mulțime de alternative. Ok, dar asta nu înseamnă să te duci, să dai un tur și să renunți. Alegi ceva ce îți place, ce știi că te face să revii, pe care îl faci cu plăcere. Ok, sportul îți dă endorfine, îți crește încrederea în tine, îți dă bună dispoziție, te ancorezi în acea comunitate, o cunoști mai bine, te simți tu familiar în ea și începi să te uiți mult mai bine la oamenii din jur și încet, încet, până la urmă despre asta e vorba, aduce comunități mici de oameni în jurul nostru. Ok, nu-ți place sportul. Îmi spunea ieri o clientă că sunt grupuri de discuții filozofice, recunosc că nu știam. Dar uită că sunt și îmi spunea că a cunoscut pe cineva acolo. Există cercul literar, asta știam, că se citesc, că sunt tot felul de preocupări. Există fotografie. Deci, cumva, activitățile astea, atât timp cât au existat înainte, ele nu vor dispărea peste noapte, nici măcar în contextul actual. Da, se vor muta probabil în online, vor încerca să țină oamenii aproape, să comunice cu ei și provocarea e să aduci din online ceea ce îți faci ca și conexiuni în offline. Dar, știi cum e, din ce vorbim noi acum, cei mai mulți fac 10%, dacă. Adică avem o mulțime de alternative și când lumea era deschisă pentru noi și puteam să facem o mulțime de lucruri, nu făceam foarte multe realmente, maxim 10. Dar acum face 10% din 10%, devine extrem de puțin. Bun. Trecem de hobby-uri. Dacă ești religios, de exemplu, știu persoane care s-au dus către duhovnic și au spus, vreau să cunosc pe cineva, ai aceleași valori, e o comunitate în care regăsești oameni cu valori similare. De ce nu? Da. Mai sunt aceste site-uri de dating, de întâlnire, pe care le-ai menționat mai devreme. O percepție a celor din jurul meu, cel puțin, este că acestea sunt în mod special făcute, sau mă rog, oamenii care apelează la ele, caută în mod special sex. Dacă stăm să ne gândim numai la denumire, că este site de dating și nu de a-ți întâlni partenerul de viață, poate să ne ducă cumva cu gândul că este ceva trecător. Noi, femeile, cred că ne dorim să întâlnim o persoană alături de care să ne trăim viața. Și mă întreb, în ce măsură ai remarcat părerea clienților tăi cu privire la aceste website-uri și dacă i-a ajutat, dacă i-a ajută, care este percepția generală? Simona, de fiată când aud, că aud ce-mi spui tu, frecvent. Întrebarea pe care mi-am pus-o câțiva ani și acum am îndrăznit să o adresez și clienților este, ok, dacă tu ești serios, îți dorești o relație, știi că ești fain. Și aud asta de la o mulțime de persoane.
clar, premisa că ești singurul acolo e falsă. Pentru că știu o mulțime de alte persoane ca și tine care spun același lucru, că sunt serioase, își doresc o relație și sunt motivați, dar totuși toată lumea se plânge de toată lumea. Eu sunt fan și recomand tuturor clienților site-urile de dating și aplicațiile mobile. Și îți spun și de ce. Este o ancoră extrem de realistă. Te expune rapid către o mulțime de oameni cu tipologii diferite, cu nivel de educație diferit, cu profil diferit, cu motivații diferite. Da, este un instrument de masă și la asta trebuie să te aștepți când te duci în online. Nu-ți face nimeni selecția, nu-ți face nimeni recomandarea, nimeni nu te potrivește. Tu ești cel care demarezi toate aceste lucruri. Însă, statistic, este imposibil să fii tu singurul serios în acea masă de oameni. Că nu se poate. Și atunci, dacă, ok, îl încerci, o altă alternativă este să te cunoști pe tine, să te vezi pe tine reacționând într-un context de dating și mulți nu au exercițiu de dating după ce au ieșit din căsătorii lungi sau din relații lungi. Să vezi ce îți place, ce nu-ți place, la ce reacționezi, să-ți rafinezi tu criteriile de căutare. Deci cumva te duce nu numai spre a-l judeca și a-l analiza pe celălalt și a demonta absolut tot și a-l critica, ci te duce puțin și spre tine și a te lovi tu de niște lucruri și de niște limite de ale tale. Deci ca și exercițiu și inclusiv dincolo de exercițiu, sunt persoane care s-au cunoscut în online și s-au căsătorit, au avut relații lungi în online. Mie matematica îmi dă acolo. Deci tu ai văzut și cazuri fericite. Da. Am și eu o prietenă care s-a căsătorit, într-adevăr, după ce am apelat la un astfel de website. Și recomandarea ta este să încerce lumea, pentru că practic și acolo există o probabilitate, nu se știe cât de mică, cât de mare, dar există. Decât să nu faci nimic, mai bine să acționezi, cum spuneai și tu mai devreme. Simona, matematic, cât de mulți sunt, aplici un procent și vezi că există șanse. Până la urmă asta căutăm, șanse. Acum înțeleg de ce există și acolo prejudecări și de ce există temeri. Da, pentru că nu este un mediu în care informația e validată, nu e verificată. Poți să spui orice, oricând, oricum, poți să pui ce poze dorești tu și să nu fii tu în esență, poți să minți legat de statutul marital, de vârstă, de copii, de înălțime, absolut orice. Da, asta este cumva și temerea celorlalți și lipsa de neîncredere pe care o au față de ce ar putea să spună la rândul lor alții. Citind comentariile din grupul acesta unde am citat mai devreme, chiar recomandau, domnule, fii și tu prezent pe acest grup sau prezentă pe acest grup, postează și tu ceva interesant din ceea ce ai făcut, inclusiv dacă ai gătit ceva bun, interacționează cu lumea, pentru că până la urmă vorbești despre grupuri de filozofie, de ce grupuri mai există. Apoi, existând această interacțiune, adunându-se oameni care au aceleași nevoi, aceleași preocupări, atunci este o probabilitate destul de mare să întâlnești pe cineva care ți se aseamănă cât de cât și sunteți compatibili. Mai există și alte idei pe care le-ai întâlnit cu privire la cunoaște partenerul de viață? Nu, Simona, gândește-te că cei mai mulți oameni când vin la mine îmi spun, nu știu unde să-l cunosc. Deci astea le-am adunat așa încet, încet în timp, încercând să văd ce a mai încercat fiecare. Dar, revin, soluții miracol nu există. Pentru că majoritatea se gândesc, nu știu ce să fac și mă blochez în a nu face nici măcar o acțiune. Acum, iarăși, realist vorbind, din câte am enumerat noi, 5, 6, câte ori fi ca și idei, una măcar încearcă. Ai încercat una, mai încearcă încă una. Este oricum mult mai mult decât nimic. Eu mai am o curiozitate cu privire la experiența ta în acest proces de recrutare, ca să-i spun așa, și nu de peții, deși asta este denumirea corectă. Ai întâlnit persoane care poate erau destul de negativiste, n-aș găsi un partener, dar sperau că își doreau să găsească, dar erau destul de negativiste. Ai simțit că procesul este destul de îngreunat și în momentul, nu știu, poate când și-au schimbat optica, și-au schimbat modul de a reacționa, atunci și procesul s-a fost un succes? Sunt două aspecte aici. Unul pozitiv și unul fără urmare. Sunt persoane care vin către mine și spun, am venit să o încerc și pe asta. Și asta mie din start îmi sună, am venit să-mi validez că nici aici nu găsesc și că nu există nicio alternativă ca să pot să închid acest capitol.
De multe ori sunt oameni care acționează la presiunea socială. M-a trimis mama, mă bat prietenii la cap, am nevoie pentru Crăciun, pentru Revelion, pentru nunți. Dar de fapt și de drept, înăuntru, n-au nici deschiderea, nici disponibilitatea. Probabil sunt frici, probabil sunt temeri. Probabil, știi cum e, ajungi într-un punct în care ți-e bine și asta aud. Mi-e bine și așa cum sunt. Intri într-un ritm al tău în care nu mai vezi cum poți să asimilezi pe altcineva în viața ta. Deja îți dai seama că trebuie să renunți la anumite lucruri sau să faci anumite schimbări pe care realmente nu ești dispus. Sau îți propui să fii dispus doar dacă este perfect, cum îl descriai tu. Doar atunci las de la mine. Ori din start, premisele sunt de eu sunt aici, ce-o fi, o fi. Dar nu e ceva ce poți să mai lași așa la îndemână în întâmplării. Și din start îți spun, da, astfel de procese cu astfel de motivație au șanse extrem de mici să ducă undeva. Nu am văzut decât în extrem, extrem de puține cazuri o schimbare de abordare și mentalitate. Lucrurile astea nu se schimbă de cele mai multe ori. Pentru că oamenii nu își propun, bine, poate nici nu s-au gândit ei cu sine dacă și-ar dori să facă o schimbare, dar nici nu își propun să facă ceva. Vin cu setarea asta și asta nu e setarea care se schimbă, din păcate. Aș vrea să-ți spun că da, dar nu simt să fac asta. Da, bine, până la urmă e o idee la care fiecare să se reflecteze, să știe în ce stadiu se află din punct de vedere mental, câtă încredere are că va găsi pe cineva. Pentru că dacă din start deci cu foarte multă neîncredere, atunci există șansele să nu găsești. Sunt curioasă acum, ok, să zicem că încep întâlnirile, că sunt persoane recomandate de tine, că sunt persoane pe care le întâlnim în mediul virtual. Ce facem efectiv la prima întâlnire? Nu știu, tu îi sfătuiești cumva pe oameni când știi că urmează să se cunoască, să facă ceva anume, să spună ceva anume? Cum decur primele discuții? Nu știu dacă e întâmplător. M-am trezit sâmbătă, de exemplu. Sâmbătă a fost o zi cu întâlniri din oră în oră. Și m-am trezit gestionând ceva ce n-am mai făcut de ani de zile. Și când zic de ani de zile, de vreo 7 ani de zile. La început mă întrebau ce să fac la prima întâlnire, după care am văzut că lumea dintr-o dată nu mai avea nevoie de niciun contribuție din partea mea. Iar ziua de sâmbătă și cumva o asociez și cu contextul actual. A început cu mesajele următoare. Unde este locația? Da, unde pot să parchez? Dar cu ce să mă îmbrac? Dar ce subiecte de discuție îmi sugerezi? Dar să vin punctual după sistemul, nu știu care, cu 10 minute mai devreme sau să vin la fix? Da, nota de plată, cum o împărțim? Și venea așa un potop de întrebări, inclusiv telefoane. Am ajuns cu 5 minute mai devreme. Ok, deci cumva acum, da, revin, o asociez cu perioada aceasta care e puțin mai dificilă și cumva în ceea ce înseamnă încrederea în sine, ne-a cam lovit. Oamenii au început să vină iarăși cu întrebări de genul acesta. Mai mă întrebau iarăși, ok, dar temerea de cum va fi mâine, eu îmi doresc să fie bine, mi-a plăcut foarte mult profilul, îmi doresc să zică da. Nu e ceva ce poți controla. Nu aș lucrurile să curgă. Din punctul meu de vedere, și nu aș pune extrem de... Și asta cumva le spuneam acum câțiva ani și îmi reamintesc să vin și acum să le spun, dacă tot se cere. O întâlnire nu este un joc cu miză finală. Este doar o oportunitate de a avea o a doua întâlnire cu acea persoană. Deci cumva cel mai bun rezultat pe care îl poți aștepta de la o primă întâlnire este să conectezi, să-l placi și să-ți dorești să-l revezi. Nu vei ști că este acela cu care vei trăi până la adânci bătrâneți, nu vei ști nici măcar că vei fi 3 în 6 luni, dar să-ți placă. Bine, eu cred că poate să fie așa o intenție când te pleci la o astfel de întâlnire pe care să ai acolo undeva în căpușoare. Vreau să cunosc efectiv un om. Da, vreau să-l cunosc, vreau să înțeleg cine este, ce face și în ce măsură putem să începem ca sub formă de prietenie, nu neapărat trebuie să fie de one, ca să zic așa. Corect. Mă gândeam acum în ce măsură, adică nu știu dacă îi sfătuiești într-un fel sau nu, mie personal mi s-a părut destul de util că la început să existe aceste întâlniri în mod virtual, da? Pentru că și așa se petrece destul de mult timp, te vezi în trafic, unde parchezi și astfel de probleme logistice. Ție cum se pare mai util? Le recomand oamenilor să ducă direct la întâlnire? Cum vezi tu lucrurile? E combinat. E probabil și credința mea că cel mai bine interacționez cu o persoană față în față, însă am observat că e nevoia lor.
în lockdown, deși știi cum era contextul și cât de mult îți permitea, și atunci au încercat să găsească portițe de ieșire și preferau orice să meargă la un picnic, să meargă cu bicicletele, decât să discute în online. Sau schimbau ei câteva mesaje și stabilau, hai să ne vedem în parc, să ieșim la o cafea. Oamenii, eu am văzut că inclusiv acum preferă să meargă față în față, să stea o oră, două, trei cu o persoană, cei mai mulți vorbim, că poate sunt și excepții, decât să aibă o discuție pe online. Contactul, căldura, energia, tot ce simți când interacționezi direct. Și știm bine, o discuție de genul ăsta îți taie puțin din ce înseamnă informația dintr-o interacțiune directă. Oana, a fost o discuție super interesantă și sper să fie așa o deschidere și o ușă care s-a deschis pentru acei oameni care în momentul de față se simt singuri și sunt în căutarea unui partener. Acum chiar ar avea destule idei să meargă înainte să intre pe acest culoar ca să se deschidă orizonturile. Dar la final să te întreb dacă e așa o recomandare la care ții tu foarte tare să le faci oamenilor care sunt în căutarea unui partener de viață. Eu mai am o credință. Fiecare sacă și are peticul lui. Atât am de spus. Mulțumesc frumos, Oana. Vă mulțumesc și vouă tuturor celor care ne-ați urmărit astăzi. Și vă recomand să citiți revista Psihologie, unde o să găsiți subiecte cel puțin la fel de interesante. Pe curând!